luni. S-a făcut o evaluare a pagubelor de către Comisia Locală, s-a întocmit raportul operativ, după care s-a înființat o comisie mixtă care a mers la fața locului pentru validarea pagubelor. Ne va fi prezentat raportul de sinteză privind evenimentele petrecute la Timboc în 23-5, după care vom adopta o hotărâre în acest sens de aprobare a raportului de sinteză. Planelor hidrometeorologice și a situației hidrometeorologice. Vă informez că vremea a fost caldă și a devenit în general stabilă, îndeosebit din jumătatea estică a regiunilor, începând cu cursul după amiezii și noaptea, unde orările au fost accentuate și mai ales pe zona Bimboca și local, în alte părți s-au semnalat averse ce au avut caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări de vânt și izolat din județul nostru. Iar pe arii strânse cantitățile au depășit 25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Vântul a fost slab, s-au moderat și izolat la munte, s-a semnalat ceața. Ca situație hidrologică, nu au fost depășiri ale cotelor de apărare la punctele de măsurare. Ca organizarea acțiunilor de apărare, premodulători situației au fost transmise prin Inspectoratul de Situații de Urgență către Comitetul Local al Situațiilor de Urgență atenționările meteorologice de fenomene periculoase de la Centrul Meteorologic Regional Banat Tișana, de cot Galben și cot Portocaliu, din data de 23 mai 2017, cu cantități care aveau posibilitatea să depășească 25-35 de litri pe metru pătrat. Ca măsuri întreprinse, personalul Sistemului de Gospodărie a Apelor Cara Severin a monitorizat fenomenul prin serviciu permanent la dispecerat, recepționând informațiile din teren și asigurând fluxul informațional decizional, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Cara Severin și Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Glimboc au acționat în data de 23 și 24 a 5-a pentru evacuarea apelor din incinte și revenirea la starea de normalitate. Instituția noastră SGA Cara Severin a acționat în zona afectată în Glimboca cu un budo-excavator și un mini-excavator pentru îndepărtarea aluvionilor care au fost aduse de cele două puraie necodificate de pe raza localității. Iar pentru aducerea situației la starea de normalitate s-a acționat a doua zi și probabil și pe viitor vom mai acționa cu un excavator acolo la solicitarea primăriei. Ca efect a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, ca pagube fizic și valoric. După ce a fost la fața locului comisia constituită prin ordine al prefectului județului Cara Severin numărul 131 din 26-5-a, au fost constatate și validate următoarele pagube. Două case inundate, trei gospodării inundate. Acum nu știu să le recitesc pe toate sau să le iau pe total. Pe total la unității administrativ-teritoriale Glimboca s-au înregistrat două case inundate, trei gospodării inundate, o anexă gospodărească cu zid avariat, 3,77 km drumuri și 390 de metri pătrați de accese la autoturismul din drumul național 58 la imobile. Un podeț dislocat uleiile și tablierul acestuia, decolmatări de albi, refacere pereu din piatră rostuită 300 de metri și 0,2 hectare de grădini cultivate, care toate la un loc au însumat 714.080 de lei ca și valoare fizică și au fost inundate din cauza celor două curăie necodificate, Măceșul și Merișorul. Comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor nu a fost cazul, că nu a fost solicitat nimic. Și la final, concluzii și aprecieri, din cauza acestor precipitații abundente și a scurgerilor de pe versanți, creșterea debitelor ale celor două puriașe, s-au produs pagubele care au fost prezentate mai sus. Urgență Cara Severin. Având în vedere prevederea articolului 10 din hotărârea numărul 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea regulamentului CAR privind structura organizatorică, atribuțiile funcționale și lucrarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul Județean pentru situații de urgență, întrunit în ședință extraordinară, hotărăște. Articolul 1.
se aprobă raportul de sinteză numărul 2 din 6-6-2017 privind apărarea împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase ce au afectat județul Calea Severin în data de 23.05, întocmit de către grupul de suport tehnic numărul 1 al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în Calea Severin. Articolul 2 prezentă autorizări și raportul de sinteză numărul 2 prin apărarea împotriva incendiului și fenomenelor hidrologice periculoase și au afectat județul Calea Severin, întocmit de către grupul de suport tehnic al Comitetului Județean, care face parte integrată din aceasta prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, se pune la dispoziția membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Dacă sunteți de acord, prezentat acolo pentru evaluarea faptelor persoanelor fizice, da, necesitate. Deci nu au întâlnit criteriile pentru obținerea ajutorului de urgență nici în alții familiei de care s-au, care au fost, cărora li s-a